Bună seara, stimați telespectatori! Suntem la canalul de televiziune N24 la o nouă emisiune din seria Conspirația Tăcerii. Acea emisiune care vă relevă lucrurile bizare, ciudate, strane și insolite, care de regulă sunt ocultate cunoașterii dumneavoastră. Vreau să vă spun că emisiunea trecută a avut un ecou deosebit și am primit foarte multe mesaje de la dumneavoastră. La unele dintre ele vom răspunde chiar în această emisiune. Alături de mine este domnul profesor Gabriel Gheorghe. Bine ați revenit! Mulțumesc! Iată că îndeplinim una din cerințele pe care dumneavoastră ni le-ați făcut, să vă prezentăm din nou pe domnul profesor. Împreună cu dânsul vom continua această expunere referitoare la Daci într-o emisiune care va avea titlul Dacia, inima Europei. Pentru a intra în subiect, am să vă prezint două cărți ale domnului profesor. Iată, Studii de cultură și civilizație românească, volumul 1 și volumul 2. Vreau să vă spun că aceste cărți se mai găsesc pe piață și sunt deosebit de interesante relativ la subiectele care le-am prezentat în emisiunea noastră. De asemenea, apare în mod curent revista Getica, sub îngrijirea domnului profesor, unde subiectele sunt legate aproape în exclusivitate de civilizația românească, de daci, de civilizația Carpato-Danubiano-Pontică. Domnule profesor, pentru că cititorii au fost impresionați de cărțile care le-ați scris, emisiunea noastră a fost deosebit de incitantă. Eu vă propun să reluăm emisiunea de unde am rămas data trecută, da. Mai ales că mai aveți foarte, foarte multe lucruri de prezentat și haideți să pornim de la acel punct unde rămăsesem legat de modul cum s-au răspândit românii din această adevărată solniță a Europei, care este Transilvania. Practic de acolo a început, să zicem, exodul românesc. Eu zic că înainte de asta ar fi ceva foarte important de prezentat. În anii 20 ai secolului 20, deci prin 1921-22, revista sau ziarul Times din Marea Britanie scoate un catalog Peoples of All Nations, popoarele tuturor națiunilor. Despre români, numărul 39 este aici, nu-l găsesc citat pe nicăieri, este foarte rar și aș vrea să prezint câteva lucruri din el. Chiar vă rog, mai ales că este o revistă chiar necunoscută pentru noi cei care suntem în fața acestui eveniment de prezentare. Deci, România, deci este truda țăranilor unei țări vechi, așa este titlul, Toil on Peasantry of an Ancient Land, de Florence Farnborough. Nu se aude? Da. Florence Farnborough scrie prima parte a acestei lucrări. Și veți găsi aici, veți afla aici lucruri foarte interesante. Iată ce spune ea la început. At the time when the ancient Briton were running wild and half naked in the forests, și așa mai departe, citesc pe românește, în momentul sau cum înainte ca în timpul când vechii britani alergau sălbateci prin păduri cu corpurile vopsite cu glast, cu mintea pradă celor mai degradante superstiții, România era civilizată, poseda instituții și bunăstare și chiar luxul de a avea o comunitate ordonată și cultivată. Iată un lucru extraordinar. Iată ce spune o englezoaică. Și, mă rog, trimisă special de la un ziar celebru. Times este, mă rog, peste 100 de ani vechime. O publicație de referință. Da. E, or, vreau să vă mai citesc de aici un alt englez, tot cu același prilej, se cheamă Davis. Iată ce spune. Long before the Roman eagles march into the Carpathian Danubian territory, known today as Romania, deci cu mult înainte ca vulturii romani să meargă spațiul Carpato-Danubian, care se numește astăzi România, o civilizație având rădăcinile departe în neolitic, în perioada neolitică, a existat aici. Unitatea esențială a civilizației primitive este dovedită prin similitudinea
mă rog, asemănarea armelor și uneltelor, a tumulilor și a celor rămase, lucrurilor, resturilor arheologice rămase între Transilvania și Marea Neagră. Deci, astfel, cucerirea lui Traian, Zelasca, a vechiului regat al lui dacilor, a fost mai curând un incident în de natură, așa, un incident în viața unei națiuni, decât crearea unei noi rase, cum unii vor să ne facă să credem. Poftim, conspirația tăcerii. Unii exact. Vor să ne facă să credem. O spune asta E.C. Davis, From Roman Days to the Present Time, deci România de la timpurile lui Traian până în timpurile prezente, dă și o hartă aici, foarte, adică României mari, cum o știam atunci, dacă vreți o puteți să o prezentați, așa. Dar ceea ce este important în această lucrare este că Florence Farbolo se ocupă de arta românească, arta populară românească, pe care, într-adevăr, nu o găsim nicăieri în Europa și o consideră la zenitul creației populare. Ei bine, aș vrea să vă arăt, eu mi-am notat câteva pagini. Vă rog, dacă vreți să prezentați această figură. Pardon. Deci, iată un port de femeie. Da. Și spune ea, finețea lucrului de mână la români. Și îndemânarea degetelor și fantezia atins, care a atins desăvârșirea, el spune zenit, mă rog, la noi zenit nu merge, zenit, desăvârșirea artistică în alegerea broderiei realizată cu gust splendid de către această doamnă din România. Deci iată ce superlative găsește pentru această artă populară, care într-adevăr este desăvârșită. Mă rog, trebuia, e color, dar eu am copiat-o alb-negru. Pe lângă asta, mai spune aici câteva lucruri foarte... Se spune că clasa conducătoare sau clasa înstărită din România este indolentă și se plefă... Ce nu! Mulți dintre aceștia sunt foarte viguroși, în verșunați în lucru, hard working, plain living people, adică un popor care e plin de viață, ospitalier și așa mai departe. Se face un tablou extraordinar al acestui popor român. Acesta este un tablou al vieții politice actuale. Da. Cum spunea cineva, nimeni nu pune mai multă viață în politică ca românii. Da. Mai multă înverșunare. Da. E, și mai dă aici o 4256. Și pe asta vă rog să o prezentați. He, acum o să arătăm ceva cu totul special. Zice ea, această tânără țărancă, cu îmbrăcămintea ei picturală. E bine, sunt 34 de costume, de exemple de costume românești prezentate, dar nu le putem prezenta pe toate. Așa că mă opresc aici, dar rețineți, în timp ce britonii alergau sălbateci prin păduri, cu corpurile vopsite cu glas, pradă celor mai degradate superstiții, după Florence Farnborough și, mă rog, revista Times, ziarul Times, România era o țară civilizată, având, mă rog, o situație economică bună, o prezentare a vieții sociale excepțională și așa mai departe. Iată, deci, dar nu găsesc, de ce astea nu sunt citate, nu sunt aduse la cunoștința publicului? E foarte interesant. Oculta, e, conspirația tăcerii. Da, dar pentru că am vorbit de englezi, iată ce găsesc la un englez, domnul Robin Burley. Este un arheolog britanic, scoțian, ajuns la 75 sau 76 de ani. Și este întrebat... Să nu vă așteptați, spune el,
Să nu vă așteptați la mine la povești și la gratuități, nu știu ce. Eu nu merg decât pe fapte, doar fapte. Și atunci îl întreabă reporterul, dar despre daci, și îmi răspunde clar, au fost strălucitori, brilianți, atât ca luptători, ca loialitate, dar și ca civilizație. Romanii se temeau de ei, s-au temut enorm înainte de a-i cuceri, dar s-au temut chiar și după, când i-au chemat la lupte în regiunile lor. Erau luptători remarcabili, se băteau fără teamă de moarte și mureau râzând, deoarece credeau că sufletele lor sunt nemuritoare. E bine, această idee care este fundamentală în creștinism este plecată de aici, nu din altă parte. N-am găsit ideea nemuririi decât la daci. Elia era o mare onoare, după Elian, după Hadrian, era numele cohortelor sau, mă rog, nu știu, legiune. Legiunilor romane, da. Da? Nu, de români, de daci, care au fost duși în Anglia ca să apere zidul Hadrian. Denumire care putea fi câștigată numai datorită unui serviciu militar sau cultural ieșit din comun. Asta tocmai fiindcă se cunoșteau curajul și devotamentul lor în luptă. Iată ce elemente ne dau despre daci, ne dă un englez la distanță foarte mare. Se credea că vor muri, însă ei n-au murit. Apoi au venit aici la Bana, deci localitatea unde se găsește expertul respectiv. Așa, au primit diverse pământuri, dreptul, ranguri, au rămas pentru veșnicie aici, în cetatea lor. Da, au fost fără îndoială dintre cei mai buni luptători aduși să lupte aici, la zidul lui Hadrian. Acestea sunt fapte, certitudini. Soarta Scoției decisă în Dacia. Titlu. Același Robin Berley recunoaște apoi că primele sale descoperiri importante le datorează indirect tot dacilor. Nu celor de aici, ci celor de acolo, din țara lor, de pe actualul teritoriu al României. Mai are încă foarte multe de găsit pe sub pământurile astea, până se va închide ochii pentru totdeauna. Merită să-i auzi povestea, de la început până la sfârșit. Era în primăvara anului 105, chiar înaintea celui de-al doilea război al lui Traian în Dacia. Dacii puseseră pe jar tot imperiul. Faima lor ajunsese tocmai până aici, la ultimele hotare. În vremea aceea se afla în Vindolanda o super garnizoană, cohorta 10-a Bataviorum, toți luptători profesioniști și nobili recrutați din Belgia. Unul din regimentele de top ale zidului, supranumit Regimentul Săgeată. Erau specialiști în asalturile pe apă, știau să lupte înotând în plină viteză. Acest regiment a fost cel din tâi chemat în Dacia. România de azi, special pentru trecerea Dunării și în Dacia, România de azi, special pentru trecerea Dunării și cantonat apoi la Buridava, în actualul județ Vâlcea. Există acolo în vechea Dacie dovezi clare ale prezenței acestor soldați, plăcuțe de marmură în care se povestește plecarea lor din Britania către Dacia, inclusiv pe monumentul de la Adam Clisi. E bine, acest regiment a fost nevoit să părăsească zidul urgent pentru a ajunge la Dunăre. Întreg imperiu era preocupat atunci numai de războaiele dacice. Iată ce ne spune un specialist englez. Mi se par niște documente importante chiar pentru istoria Daciei, care ar trebui poate să fie băgate în seamă și de arheologii români. O muncă într-adevăr foarte grea și migăloasă, pentru că nu știi unde să cauți, la ce adâncime sau le găsești sparte, iar da, deci au găsit niște plăcuțe care au putut să le salveze unele din ele, unele s-au distrus datorită 2000 de ani de vechime. Măcar câteva litere, dacă nu poți să descoperi din ele, să scoți din ele câteva litere, dacă nu tot scrisul. De oameni așa, de forturi, măcar ceva. Atunci ele nu au nicio valoare, rămân doar câteva fragmente de scrisuri. Apoi când le scoți, riști ca scrisul să se risipească imediat la atingerea cu aerul și bacteriile. De aceea le aduceam imediat în laboratorul nostru de aici, le cufundăm 6 săptămâni într-o anumită substanță de prezervare și abia apoi le fotografiem în infraroșiu pentru a putea fi citite. Iată descrieri din divizia, din garnizoana, din legiunea dacică.
Așa am putut descoperi un adevărat secret militar, o scrisoare neobișnuită adresată prefectului Flavius Cerialis. Rezultatul abandonării fortului și plecarea în goană către Dacia se pare că n-a fost singurul regiment de la zid plecat să lupte acolo în România de azi. Războaiele dacice au absorbit energii mari, zguduind imperiul până la ultimele hotare ale sale. Vă dați seama, dacă au fost trimise cele mai bune legiuni tocmai de aici, de la 2500 km de parate, Dacia aceștia au reușit de fapt să schimbe istoria. O spune un englez celebru. Așa, Roman and Barbares, romani și bărbari. Acesta spune și mai răspigat: soarta a ceea ce numim, știm că este Scoția, a fost decisă în țara numită astăzi România. Foarte interesant. Poftim. Și așa mai departe. Iată, deci, lucruri care există, care sunt scrise și care nu pot fi secrete. De ce nu sunt făcute cunoscute? Întâmplarea a fost că un gazetar s-a dus acolo și l-a găsit pe domnul ăsta și s-a dat un interviu. Deci sunt o mulțime de lucruri care ne scapă pentru că nu avem informația la zi. Pot să vă mai spun că Pia Lavioza Zambotti, am citat-o ca nume data trecută, în cartea ei Origine, Diffusion de la Civilizațion, scrie limpede: Los nucleos balcanicos de habla indo-europea, nucleul balcanic din vorbire indo-europeană, s-a deplasat către Italia și au trebuit să se întâlnească. Au pătruns în Italia pe două căi, pe continent și peste Marea Adriatică. Așa. Dar civilizația Vucedol, care a dat în Italia originea latinilor, poftim, scrie negru pe alb, o italiancă. Deci noi nu suntem urmașii Romei, ei sunt urmașii noștri. Da, scrie limpede. Asta e profesoară, a fost profesoară universitară în anii 47-50 la Milano, la Universitatea din Milano. Ei, ceva asemănător scrie și domnul Marco Merlini, pe care l-am citat altfel. Dar, mă rog, ca să nu plictisim lumea, dar Marco Merlini este foarte interesant și el. Din Marea Dunăre, mamă, s-a născut cea mai veche civilizație europeană, cea carpatică. Deci cea mai veche, nu au venit și ne-au adus aici influențe de cutare. Nu, domnule, de aici au plecat cu civilizația toți. Iată, scriu străinii, tocmai aceia care sunt afectați, dacă ar fi vorba, nu? Da. Dar țin, cum să zic, ca bază, adevărul. Deci nu pot să... Deci zboarele sunt străine, asta este foarte important. Da, deci nu o spunem noi. Da. O spun ei. Da. Deci ei spun că sunt urmașii dacilor, geților. Dacă avem o istorie de 7000 de ani, cel puțin, cum o determinat, am arătat, nu? Da. Cu harta Universității Californiei din Los Angeles, păi, dar Roma se fundează la 753. Păi, la mii de ani după ce exista aici o civilizație. Vedeți? Și lucrurile sunt prezentate totdeauna pe dos. E, asta este marea durere, pentru că adevărul nu este respectat de toată. Eu vreau să vă spun că prin anii 80 s-au făcut niște determinări telemetrice prin satelit, se căutau la vremea respectivă inventarierea zăcămintelor de pe teritoriul țării noastre. Și normal s-a trecut și în zona Sarmisegetuzei. Da. Se pare că acest satelit care căuta zăcăminte la o oarecare adâncime sub actualele ruine ale vestitei cetăți dacice a descoperit rămășițele, să le spunem, sau alte ruine care aparțin unei cetăți mult mai vechi decât cea dacică, pe care noi o cunoaștem, dar care este foarte interesant. Prin determinările acestea spațiale s-a ajuns la concluzia că era foarte evoluată. De exemplu, avea chiar canalizare făcută pe olane. A, da, cele mai vechi conducte de canalizare. Da. Deci 7.000 foarte... de ani. 7.000 de ani, da. Da. Și se spunea la vremea respectivă dacă față de momentul construirii primelor așezăminte în țara mea, acolo cunoaștem astăzi, o vechime la 5 la 6 mii de ani această cetate care era a unei civilizații ante, să zicem, ante celei cunoscute. Da, da. Dar tot dacice, tot astrămoșilor noștri. Eu nu-mi dau seama și nu pot să realizez cum s-au putut ciopli acele pietre imense, cântărind fiecare, și cum le-au adus pe vremea aceea de la 60 de kilometri unde se găsea roca din granitul respectiv, da,
Cum le-au găsit? Cum le-au putut ciopli? Cum le-au putut... Nu este explicabil după mintea omenească pentru timpurile acelea. Pentru timpurile acelea. Astăzi am putea face, dar ei le-au făcut acum mii de ani. Era cea mai strălucită civilizație și iată o spune foarte bine domnul Robin Berkeley. Nu? Adică, dar nu se observă acest lucru. Ce, nu că s-a făcut în timpul lui Burebista. Ce să fie? Păi, da, din domnia lui Burebista a durat 20 de ani, nu? Dar astea s-a durat sute de ani ca să le construiești. Adică sunt oricum lucruri inexplicabile. Și în loc să le căutăm, să le explicăm pe acestea, tragem cu tot felul de povești. A venit Traian, a adus niște ostași, dar ostașii ăia nu erau nici măcar de la Roma. Și eu vă pot arăta, scrie Titus Livius, mare istoric roman, spune: Vod osce en volsce fabulantur, n-am latine nesciunt, că vorbesc, deci acolo lângă Roma, la câțiva kilometri de Roma, vorbeau osca și volsca, că nu știau latină. Deci n-au putut să învețe pe aia la foarte interesant vecinii lor și au făcut aici cea mai unitară limbă cunoscută. Da. Vedeți? Adică sunt lucruri care... Deci iată niște lucruri extraordinare, niște învățăminte pe care le aflăm unii dintre noi pentru prima dată și vom continua această investigație în trecutul poporului nostru după o scurtă pauză publicitară. Cu ungurii. Da. Da? Da. Cine era? Iată-ne din nou în studio. O să vă prezentăm și două cărți. Iată, Exerciții de magie, studii și cercetări non-convenționale. Vreau să vă spun că în această carte veți găsi niște lucruri extraordinare de la cel mai cunoscut șaman siberian, Osikin, și metode de a vă îmbunătăți viața, ținând cont de metodele șamaniste. O carte de futurologie, 2012, incursiune în enigmatic, eseuri non-convenționale, unde veți găsi probleme referitoare la multe din întrebările pe care le punem referitor la viitor. Iată și revistele care ne susțin și popularizează emisiunea noastră, revista Lumea Misterelor și cunoscuta revistă Cosmos, este ultimul număr pe care vi le prezentăm și vi le recomandăm spre lectură. Domnule Presov, suntem iar în emisie. Vreau să vă întreb vis-a-vis de ceea ce am discutat și până acum. Au fost multe întrebări care întotdeauna țin de un lucru foarte important. Noi avem o mare problemă după Rosler cu o anumită etnie care a fost pe aici pe lângă noi, care mai este, care nu mai este. Dumneavoastră o să ne explicați cine sunt ungurii, de unde vin și ce caută ei pe aici. Deci este o chestie foarte interesantă care știu că o putem vorbi vreo două săptămâni la rând și tot nu epuizăm subiectul, dar în câteva minute aș vrea să ne încercați o mică introspecție în subiect. Ungurii sunt o populație mongoloidă care au tot venit spre Europa împinși, se spune, de pecenegi. Pecenegii au tot bătut și cum mergeau cu turmele lor ca să nu mai găseau iarbă la un moment dat, mergeau mai încolo, mai încolo și unde întâlneau... Pecenegii erau tot un neam mongol? Tot mongol, da. Pe ei sunt cei care i-au distrus până la urmă. Și au venit și s-au stabilit în Atelcuz, aici, lângă nordul Mării Negre. Or, scrie istoriografia bizantină că în secolul IX, când era împărat Leon cel Înțelept, bulgarii, care veniseră aici în sudul Dunării la 679, deci în secolul 8, nu, în secolul 7, da. Așa, s-au răsculat și vreau să pună un împărat bulgar la Constantinopole. Cum armatele bizantine erau în Irakul de astăzi, ținând piept turcilor selgiucizi care veneau spre Europa, n-aveau în jurul capitalei decât niște garnizoane de pază. Și atunci, pentru că ca să aduce armatele, toată Asia Mică dura săptămâni, luni poate. Și atunci trimit mesageri în Atelcuz, la unguri, și intră în legătură cu ei și le cer să vină să-i atace pe bulgari din spate. Nu spune de preț, deci nu pot să știu, dar s-au înțeles. Ungurii vin, îi atacă pe bulgari și când bulgarii care luptau cu garnizoanele Constantinopolului se găsesc atacați din spate cu săgeți și nu știu ce, renunță la atacul împotriva
capitalei, mă rog, bizantine. Deci ne găsim în timpul lui Leon cel Înțelept, secolul IX. Și, dar zice, scrie Roessler. Deci asta ce vă spun acum este scris de Robert Roessler, dușmanul, unul din dușmanii românilor. Și ungurii își primesc peșcheșul, se întorc, dar cum n-aveau răbdarea să stea, să pună mâna pe coarnele plugului, să aștepte 6 luni să răsară grâu, au plecat într-o expediție de jaf în occidentul Europei. Se notează, după cronicile mănăstirești, 45 de expediții de jaf în occidentul Europei. E bine, la una din aceasta, bulgarii au vrut să-i atace, dar și-au dat seama că sunt prea slabi ca să măsoare ei singuri cu ungurii. Și atunci fac apel la pecenegi, bulgarii mongoloizi, ungurii mongoloizi, pecenegii mongoloizi. Deci o ceartă de familie. Și în timp ce pândesc și bărbații pleacă într-o expediție de jaf, năvălesc în sălașurile ungurilor și scrie Robert, fac o cumplită baltă de sânge. Deci toată populația acolo a fost exterminată, a fost măcelărită. E bine, acolo au dispărut ungurii mongoloizi. Cine merge astăzi în Ungaria poate vedea foarte limpede că tipul mongoloid nu există. Eu personal am fost, numai așa, pentru informare, și n-am găsit tipul mongoloid. Din potrivă, găsesc tipul blond cu ochi albaștri. Or, Clement Alexandrinu, unul din părinții bisericii, care trăiește în secolul II, scrie că geții își pictau zeitățile blonde cu ochi albaștri. De regulă, zeitățile le pictezi ca pe tine. Scrie și Biblia, să facem chip după chipul și asemănarea noastră. Mă rog, ele scrise sunt de tot de oameni, deci oamenii vreau să fie asemenea lui Dumnezeu, e normal. Și în plus, deci, geții erau primii blonzi cu ochi albaștri de care avem mențiune în secolul II, iar tot Clement Alexandrinu scrie în stromatele sale, eu am cartea în casă, am și ediția originală, am și traducerea, scrie celor care critică limba barbară, nu limbile barbare, era una limba barbară, le voi răspunde cu cuvintele lui Anaharsiscitul. Anaharsiscitul nu era un fitecine, era unul din cei 7 înțelepți ai Greciei Antice. Era prieten cu Solon, unul din cei mai mari înțelepți ai Greciei Antice. Bine, am prezentat data trecută că elenii sunt plecați de aici, grecii sunt plecați de aici. Am prezentat harta lui Pierre Levesque din Aventura Greacă. Sigur. Dar spune... Deci Clement îl citează pe Anaharsiscitul, care spune, după părerea mea, toți elenii vorbesc limba scită. Care e limba aia scită? Păi normal, dacă au plecat din Geția, din Dacia, normal să fi plecat cu limba, nu puteau să schimbe limba pe parcurs. Și mi-arată că toate părțile mari ale Greciei, ionieni, iolieni, aheieni și dorieni, sunt plecate din Carpați. El, Pierre Levesque, dă încă o variantă, încă o ipoteză, din nordul Dunării, dar Universitatea din Cambridge spune că nordul Dunării, deși îndeplinește multe condiții, nu îndeplinește toate condițiile ca să fie leagăn de pornire. La Grecia de azi mai găsim elemente toponimice și de limbă care să arată acest lucru. Da, da, și optează totuși pentru spațiul carpatic. Ați văzut, spune, la vest, la est Carpații, la sud Balcanii, deci clar. De ce? Ei nu citează soarea. Deci asta am aflat ulterior. Dar ei spun asta pe criteriile celelalte, animale, tipurile, adică nu animale care locuiau spațiul respectiv, care sunt citate în vede, plante și așa mai departe. Deci ele toate corespund spațiului carpatic. E bine, acolo dispar ungurii. Și mai spune Robert Roessler că în momentul în care au năvălit pecenegii și bulgarii, unii din tineri ai căror părinți plecaseră în expediția de jaf, s-au dus în direcția în care plecaseră părinții lor. N-aveau de unde să știe până unde s-au dus și nu știu. Dar se pare că i-au întâlnit pe undeva pe drum. E, ăștia au scăpat de la masacrul pe care l-au făcut pe cenegii și bulgarii și când i-au întâlnit ce că părinții lor au fost foarte îndurerați când li s-a spus ce s-a întâmplat acasă, dar n-au îndrăznit să dea ochii cu pe cenegii și nu s-au întors niciodată. Și așa au rămas în Panonia. Dar
se notează în istoriografia germană, în continuare expediții de Jaff, și spune, la una din ele n-au scăpat decât 30 de inși. Deci ei cu timpul, datorită nevoii de hrană și că nu puteau să-și obțină hrana prin producție proprie, ci prin Jaff, nemții s-au organizat și au primit din ce în ce mai... în forță. Da? Și i-au distrus. Și practic tipul mongoloid a dispărut. Acest regat maghiar a fost făcut un regat religios, nu este, n-a fost unul politic. Pentru că este înființat la anul 1001 de Papa Silvestru al II-lea. Papa Silvestru al II-lea are ideea să pună o stabilă răspândirii ortodoxiei spre centrul Europei, care era în detrimentul catolicismului, și atunci înființează un stat apostolic maghiar. Negăsind maghiari, îl ia pe Voicu, pe care l-au numit Ștefan I, i-au zis și cel sfânt la început, dar Papa Paul al VI-lea în zilele noastre l-a rădiat din rândul sfinților și pe Sfântul Gheorghe și pe, mă rog, mai mulți sfinți care n-aveau acte doveditoare la dosar. Și, dar zice că el nu îndrăznea să ia nicio hotărâre până nu întreba pe prea fericitul Martin, care era locțiitorul, trimisul papii. Și la un moment dat, nobilii din Zala se opun schimbării religiei, că scopul Ungariei a fost, adică înființării statului apostolic maghiar, a fost să răspândească catolicismul. Și nobilii din Zala și alții se opun. Ștefan nu știe ce să facă, Voicu nu știe ce să facă. Scrie asta în cronica pictată de la Viena, în latinește, de-aia e tradus, există și o traducere în românește, și spune, l-a întrebat pe preafericitul Martin ce să facă. Și preafericitul Martin, tipic catolic, îi spune să le trimite vorbă că va veni să stea de vorbă cu ei. Oamenii așteptau. Au zis, dacă vine regele să stea de vorbă cu noi, erau nobili și ei, mă rog. În același timp îl sfătuiește să-și adune o armată de mercenari. De ce de mercenari? E întrebare. Scrie negru pe alb, mercenari. Că dacă erau unguri acolo, trebuiau să adune, și era stat chiar apostolic maghiar, trebuiau să adune din populația respectivă. Nu, și adună o armată de mercenari și în timp ce ăștia așteptau să vină regele să discute liniștiți, trimite mercenari și masacrează pe toți. Asta e tipic catolic. Pentru că așa s-a întâmplat la revolta catarilor, albigenzilor, și am citit, am fost impresionat, pentru că ce, ostașul spune, părinte, dar ăsta e de-abia născut, nu poate să aibă păcate. Era un copil, omorâseră pe mama lui și rămăsese copilul. Și papa, părintele i-a răspuns, adică cel care conducea expediția, ucideți-i pe toți, Dumnezeu și-i va alege pe-ai lui. Și l-a omorât și pe copilul ăla care n-avea nicio bine. E, astea sunt tipic catolice. Veți vedea că în ortodoxie nu au existat niciodată războaie confesionale, nici inchiziții, lasă-l în legea lui. Asta era, așa crede, lasă-l așa. Și nu s-a întâmplat nimic pentru asta. Dincolo nu se permitea. Bine, dincolo era și acea vestită instituție, inchiziția, care sigur, păzea... Era politică, deci era poliție politică, nu era numai religioasă. Pe când dincoace, ortodoxia s-a rezumat la rolul ei de... Cunoaștem marele cazul al lui Giordano Bruno, Galileu Galilei, care astăzi au fost reabilitați post-mortem după sute de ani. După sute de ani, da. Deci, asta a fost... Deci, ungurii au dispărut. Practic, în Atelcuz, atunci când v-am spus, pe cenegii și bulgarii au năvălit și au făcut o cumplită baltă de... O scrie Rösler, nu-i nevoie... Din Romenische Studien, găsiți Romenische Studien, găsiți... Chestia asta exact așa spusă, cumplită baltă de sânge. E, mai departe, ungurii au continuat să fie tot regat apostolic și Horthy a fost prim-ministru sau a fost conducătorul unui regat apostolic. După al doilea război mondial, Ungaria apare ca stat politic. Asta e realitatea, adică astea sunt scrise lucrurile. Bun, și atunci haideți să rupem pisica. Cine sunt ungurii de azi? Sau de unde sunt? Sau care e originea lor? Deci acești... Această populație care este în această parte a Panoniei. Păi, originea lor este în Panonia, erau români. Se spune, chiar am găsit scris, dar nu mi-aduc acum aminte sursa,
că Buda a fost construită de daci. Mă rog. N-am posibilitatea să controlez știrea, dar așa am găsit scris. Încolo, tot timpul catolicismul a fost cel care a condus acest stat. L-a mânuit cum a vrut. Au încercat și în Transilvania. Au făcut și povestea cu... maghiarizarea. Nu numai maghiarizarea, maghiarizarea numelor, că n-au putut restul să facă, dar au încercat să îi catolicizeze. Și atunci au reușit o parte, numai au trecut și au devenit de rit bizantin, de rit catolic. Greco-catolici. Adică romano-catolici. Romano-catolici. Da. Ceilalți au rămas greco-catolici. Greco-ortodoxi, adică ortodoxi. Toate lucrurile acestea sunt scrise, vedeți, ei au foarte mulți istorici, noi nu avem istorici, suntem țara fără istorici. Noi n-am scris istoria noastră așa cum trebuie, după cum vedeți, iar ei au scris cel puțin 8 istorii ale românilor. Evident, toate sunt cu... cu tentă, sigur, sigur, împotriva noastră. Da. Dar 8, nu era de ajuns să-și o scrie pe lor, bine? Așa este. Atunci... și, mă rog, sunt o mulțime de lucruri pe care, pentru care nu găsești explicații, dar ele s-au petrecut în, de-a lungul timpului, pentru că le constați. Și sunt menționate în diverse scrieri. Ori este limpede că în momentul când bărbații aceia care au plecat în expediție s-au refugiat aici, erau așa de puțini încât nu puteau să influențeze chiar cu dialectul lor maghiar. Ei au dispărut în prima generație. Dacă îmi spune că după lupta de la Lechfeld n-au scăpat decât 30 de inși, cu 30 de inși nu se poate stăpâni o panonie, care are aproape 100 de mii de kilometri pătrați. Sunt foarte multe lucruri, semne de întrebare sau direct falsuri, scrise cu tentă. Putem spune la vremea asta, deci dacă luăm în considerare numai ca element ce a spus Roessler despre noi, că românii au, să spunem, și un element de vechime și în Panonia? Adică putem spune că ungurii, să zicem, au un filon și românesc? Putem spune... fără discuție, fără discuție, asta se recunoaște. Și am găsit la unii autori maghiari, pentru că nu trebuie să luați toți, nu băgați toți în aceeași oală. Boldeni Bunoară scrie o istorie a Ungariei, așa ceva. Eu am parcurs-o, dar nu mi-aduc aminte dacă era să mă uit pe ea înainte să mai împrospătez. E obiectiv scrisă. Și pe mine m-a surprins. Este una din... și am găsit vreo 2 sau 3 astfel de istorii. Pe urmă, Les Habitants de la Transylvanie a lui de Gerando, Augustin de Gerando, era ginele lui Telechi, dar scrie o istorie obiectivă. Și am acest lucru, am parcurs cartea, mi-am făcut-o, n-am găsit-o, că e tipărită secolul trecut, adică în secolul XIX. Dar mi-am făcut o xerocopie și am parcurs-o și, într-adevăr, este obiectivă. Deși era ginele lui Telechi, cel care a desfințat toate școlile românești și nu mai avea... adică, peste tot, ajung la aceeași concluzie. Sunt oameni și oameni. Nu pot să-i taxez pe toți la fel. Da, întotdeauna generalizările nu sunt bune. Conțin niște erori grave. Niște erori grave, așa este. Problema este că întotdeauna a existat acest antagonism prin care ei ne-au renegat pe noi ca popor, ca existență, a faptului că am fost dintotdeauna pe aceste locuri, timp ce noi nu am prezentat faptul, stați puțin, că voi de fapt aveți un filon strămoșesc de acum nu știu câte mii de ani pornit de aici. Deci poate că ar fi trebuit scrisă și o asemenea carte. Da. Adică, în oglindă, foarte bine, ați spus voi despre noi, scriem și noi despre voi. Da, chestiunea a avut tentă politică. Adică, știți că, deși se spune că în secolul IX, deși Roessler spune că până la 1070 nu există unguri în Transilvania, eu găsesc că până la secolul XVI nu există unguri în Transilvania, după statisticile lor.
Deci eu nu pot să spun, n-am calitatea să spun. Asta, vreau să vă confirm acest lucru, că fiind la o manifestare științifică în străinătate, era un austriac care spunea acest lucru. Deci el spunea, am venit în Transilvania după 1600, 1650, 1700. Și majoritatea au făcut, colonizărilor s-au făcut de la 1857, de la Anschluss, de când s-a făcut Imperiul Austro-Maghiar. Deci în momentul când maghiarii au fost asociați cu austriecii, atunci au făcut colonizări în Transilvania masiv. Dar, cum să spun, n-au putut aduce mai mult populație. Eu un element vreau să vă spun că, tot fiind la nemți, la un moment dat erau niște cercetători istorici estoni și letoni care erau foarte mândri povestind că ei sunt urmașii dacilor costoboci. Spunea, dumne, noi suntem din foștii daci liberi, daci costoboci. Dar știți cu ce mândrie o spuneau? Adică era o chestie națională a lor. Deci nu, da. Dar voi știți, zic, până sunt daci, până, zice, știm, până la Marea Neagră. Dar noi am fost din daci liberi. Era foarte interesantă și asta. Da, deci reținea, pentru că romanii nu s-au întins decât până la Cluj. Exact. Coloșvarii, mă rog, Klausenburg. Această discuție interesantă o vom continua după o scurtă pauză publicitară. Publicitate. Asta putem să prezentăm, această hartă, unde în centrul lumii cunoscute este Magna Valahia. Am mai prezentat-o noi, dar și... Suntem din nou în studio, iată, emisiunea se apropie de sfârșit. Nu știu ce să-l mai întreb pe domnul profesor, pentru că aș vrea cât mai multe din aceste lucruri extraordinare să vi le poată transmite și să ne pună în legătură cu aceste adevăruri istorice extraordinare. Am în fața mea o hartă pe care o să și vă prezint și domnul profesor o să vă spună povestea acestei hărți, care este foarte interesantă. Ia să vedeți. Iată harta. Este Mapamundul Borgian. Se găsește la Vatican. Și aici se vede că în centrul lumii cunoscute se găsește Magna Valahia. Am prezentat-o și data trecută, dar aici am făcut o copie în alb-negru care permite să se vadă mai bine ce scrie. Dar să spunem încă o dată, în centrul lumii cunoscute se găsea Magna Valahia. Da. Foarte interesant. Da. Și asta e stabilit de străini, nu de noi. Noi o constatăm atâta tot. Și aici scrie... Seven castra Christianorum inter Silvas Paganorum. Deci uitați-vă aici castrele, cele șapte castre, deci care unde este... erau reprezentante pentru Transilvania, pentru Ardeal. Deci castrele care existau în Transilvania la vremea... Dar mult înainte de a veni nemți, așa că Sieben Bürgen, cum spune, care e nume dat de german, nu e adevărat, l-am găsit și la ruși. Tot șapte castre. Deci se știa din vechime că au fost acolo șapte castre cândva. Nu e determinat istoricește când au fost... Putem spune, de exemplu, că era chiar dinaintea romanilor? Fără discuție. Fără discuție, da. Păi, tot spațiul acesta este plin de lucruri foarte vechi. Vă spun, rămân uimit când... Eu am fost la Sarmisegetuza de două ori. Cum au putut să... care, cum au putut să le cioplească, cum au putut să le aducă și să le facă scurgerile acelea de apă. E inexplicabil. Și să nu uităm că de atunci, în 2000 de ani, și tot a fost cărat de acolo, piatră folosită la construcții, da, distrusă, timpul care... Deci măreția acestei cetăți care... Și nu se ocupă nimeni de ea nici acum, deși din păcate. Ea e și în patrimoniu UNESCO, da? Păi iese, dar nu dau bani UNESCO, ci tot noi trebuie să dăm și ar trebui să dăm, pentru că e reprezentativă pentru noi. Eu pot să vă spun că ultima dată când am fost, erau cel puțin 5 indivizi, care fiecare avea în jurul lui încă alți 5-6, cu detectoare de metale, căutau monezi. Deci erau, dar la vedere, deci vreau să vă spun că la vedere, nu se mai închisește nimeni. Deci. Yeah. Și pe toate dealurile acelea din prejur, pe pozițiile acelea dominante, numai gropi săpate, fiecare caută comori. Deci este o vânătoare de comori extraordinară. Eu mă gândesc că dacă
printr-o magie, prin ceva, am putea aduna tot ce s-a furat de acolo, cred că ar fi uriaș și inestimabil. Da, nu, dar nu e posibil, pentru că romanii au cărat de aici cantități uriașe de aur pe care l-au topit ca să-l facă monede și să poată să-și plătească ostași. Era în stare de faliment. Dacă Traianu cucerea Dacia și se fure de aici atâta bogăție, Imperiul Roman dispărea de atunci. E scris asta, e cunoscut. Eu vreau să vă spun că un specialist în monezi la Roma, la o expoziție numismatică, ne-a prezentat niște monezi din perioada lui Traian și ne spunea un lucru foarte interesant, că la ora asta, în tezaurul Italiei, există un număr de câteva zeci de mii de astfel de monezi care sunt ținute la tezaur, deci păstrate așa cum sunt din vechime. Și spuneam, dar de ce nu sunt expuse? Zice, nu. Pentru că era foarte interesant să le și expună. Hai să le expunem, să vedem. Venise cu două, trei, care le-a prezentat acolo într-o vitrină. Fără discuție. De ce nu? Pentru că nu trebuie să se afle adevărul cu privire la originea lor. Oricum, cred că dacă, fabulând puțin pe această temă, eu cred că dacă iarăși printr-un exercițiu de magie am făcut să dispară aurul din Transilvania, aurul dacic, Europa probabil că ar fi fost enorm de sărac. Da. Dacă nu chiar ar fi lipsit aurul cu desăvârșire decât adus din alte părți. Da, dar vedeți că se găsește, am văzut și la Viena, se găsește la Budapesta, adică unde s-au găsit, s-au cărat în perioada când aparțineau politic, mă rog, administrativ de Austro-Ungaria. Domnule profesor, noi vă mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiunile noastre. Mulțumesc. Și noi v-am mai pregătit aici niște zeci de întrebări când veți mai fi odihniți și veți putea să mai veniți. Vă așteptăm cu mult drag, mai ales că aceste emisiuni, vreau să vă spun că sunt foarte urmărite, adică au o audiență deosebită. Bucur. Și sunteți printre puținii care, iată, mai ține steagul românismului sus în vremurile astea de manelism și de cădere, când este important să te arunci și mă aminte că să fim mândri de istoria noastră și de faptul că suntem români și că am avut înaintași atât de... Sunt realități. De importanți. Stimați telespectatori, aici emisiunea noastră a luat sfârșit. Vă așteptăm pe canalul de televiziune N24+, în fiecare miercuri și joi la ora 17, la o nouă emisiune din seria Conspirația Tăcerii. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere, pe curând!